S-a mai dus un an din viața noastră cotidiană, din viața noastră școlară. Și anul nu s-a împlinit deja. Deci s-a terminat anul școlar 2010-2011. Uitați-vă în jurul nostru. Însăși natura s-a îmbrăcat ca în cele mai frumoase pentru a consemna această sărbătoare care este sărbătoarea ultimului sunet și este pentru absolvenții noștri a clasei a 12-a. Tot anul care a fost un an foarte fierbinte din toate punctele de vedere și vreau să spun că este și în continuare foarte fierbinte și călduros. Am luptat împreună pentru cunoștințe adânci și trainice. Am luptat pentru locuri premiante. Am luptat pentru a câștiga proiecte. Am luptat pentru a ne schimba noi înșine și am luptat pentru a schimba aspectul liceului și nu numai aspectul, spunem noi, material, dar aspectul moral, intelectual al liceului. Vreau să spun că am reușit. Am reușit fiindcă, uitați-vă, pe masa noastră este plină cu diplome de merite și mențiune pentru toți acei care au activat, au luptat, au lucrat și au făcut, într-adevăr, ca rezultatele liceului nostru să fie foarte bune. Vorbesc de 9 locuri premiante la concursul de raionare care au fost menționați și vor fi menționați ele în continuare. Vorbesc de locul 1 la Olimpiada Republicană, la matematică, care este a 10-lea. Vorbesc de proiectele care au fost câștigate de dumneavoastră. Vorbesc de cel mai bun elev inovator a anului din Republica Moldova, care este tot pentru noi, tot printre noi. De aceea, dați-mi voie să vă felicit pe toți, că am ajuns toți împreună, vesele acum, frumos, sănătoși, și am ajuns împreună să-i petrecem în ultima cale din liceul nostru pe absolvenții clasei a 12-a, să-i încurajăm și să le dorim succese absolvenților gimnaziilor claselor a 9-a, să dorim la toți sănătate, la toți ceilalți copii sănătate și o vacanță de neuitat. Mulțumesc!